Minerii de la minele Vulcan și Livezeni vor avea probleme dacă nu li se recunoaște costul de producție. La acest moment, potrivit sindicaliștilor, costurile de producție sunt mult mai mari decât cel de vânzare, iar subvenționarea este inexistentă. Se caută o sursă de finanțare, dar și ca responsabilii din minister și ANR să înțeleagă necesitatea funcționării acestor două mine. Tocmai de aceea, sindicatele au trimis miercuri dimineață o notificare către secretarul de stat Doru Vișan, în care i-au menționat situația de la Ceh. În primul rând, problema recunoașterii costurilor de producție pentru cele două mine, și mă refer aici clar la Vulcan și Livezeni, care vor trebui să furnizeze cărbune pentru cele două termocentrale, însă acest cărbune nu are nicio susținere din ajutor de stat, de exemplu, și ca urmare se impune recunoașterea costurilor pentru cărbunele de la cele două mine. Dacă nu se reușește acest lucru, aceste două mine vor avea probleme mari. Sindicatele au dat ca exemplu alte țări din Europa, unde subvenția este apanajul statului, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România. Dacă, de exemplu, în Spania statul este cel care finanțează această formă de ajutor de stat, la noi există tendința, din ce am văzut eu, ca nu statul să fie finanțatorul, ci s-a discutat foarte mult despre consumatorul final. Lucru cu care, iară, noi nu suntem de acord și considerăm că statul trebuie să intervină pe această problemă. La acest moment, în cele două unități miniere luate în discuție, costul gigacaloriei, în cel mai fericit caz, a fost de 90 de lei, dar sindicatele cer recunoașterea unui cost de cel puțin 97 de lei pe gigacalorie, lucru ce ar trebui să ducă la o creștere a valorii ajutorului de stat, ce ar urma să ajungă la cele două termocentrale. În ședința de Consiliu din această lună, la Petroșan, s-a luat decizia de a muta liceul teoretic Mihai Eminescu din Petroșani în sediul școlii numărul 5 din cartierul Aeroport, însă nu toți agrează ideea. Elevii navetiști sunt primii afectați și copiii vorbesc despre faptul că mutarea în cartierul Aeroport le-ar impune o cheltuială și mai mare, iar cei mai afectați sunt cei din Petrila, care trebuie să schimbe două mijloace de transport în comun până la școală. Și la toate astea se adaugă timpul pierdut cu naveta. Ce va însemna pentru tine faptul că vă veți muta cu liceul undeva în cartierul Aeroport? Va fi destul de greu cu naveta, deoarece trebuie să schimb două maxiuri la dus și la întors, trezirea mai devreme, ajuns mai târziu acasă, e mai obositor pentru mine. Ce părere ai despre faptul că ar putea să se mute liceul și tu faci naveta din Petrila până în cartierul Aeroport? Păi din punct de vedere financiar este chiar greu și se mai adună și oboseala pe parcurs. Nu ai fi de acord? Cam cât te-ar costa în plus? 2,50 lei, cam așa, 3 lei. Deci în total ar fi o cursă 5,50 lei? Da. Acum este? 2 lei. Din punctul meu de vedere, financiar nu e chiar în regulă. Fiecare are o situație diferită. Iar timpul este puțin cam presat. Va trebui să-mi reglez din nou programul meu și va fi un pic dificil. Decizia nu le vine la îndemână celor din acest liceu, iar directorul instituției a decis să organizeze o dezbatere publică pe acest subiect. Sunt și părți bune legate de infrastructura școlii în care ar urma să se mute, dar și părți dificil de gestionat, iar la întâlnire vin elevii, părinții, profesorii și consilierii locali. Sunt motive și pro și contra. În primul rând că baza didactico-materială aici este mai puțin suficientă față de ce ne-ar oferi locația pe strada Parâng. Vom stabili în scurt timp o dezbatere publică la care vor participa părinți, elevi, profesori, cât și consilierii locali, astfel încât să luăm decizia cea mai bună pentru copii, în primul rând. Ideea de a muta liceul nu este o noutate, ea fiind luată în calcul și acum 2 ani. S-a marșat pe ideea că la școala 5 este sală de sport amenajată, centrală pe gaz montată, teren de sport adecvat, ba chiar și o piscină școlară. Dar părinții elevilor din Petrila cu precădere ar fi obligați să dea mai mulți bani pe naveta lor. Navetiștii de la Petrila, care sunt în număr de peste 50, și există acest romantism al locației care nu va putea fi desființat în mod cert.
An de zile nimeni nu le-a decontat naveta copiilor din acest liceu, iar acum situația pare a fi intrată în normalitate. Pe asta mizează cu toții în eventualitatea în care vor fi mutați în noua locație, din zona Parângul. Nici țipenie de animal, nici urmă de pasăre, bașca de vreun producător care să-și desfacă la jieț în Petrila produsele tradiționale. Târgul de animale a fost un fel de fiestă momârlănească, la care au participat câțiva cântăreți de muzică populară, înarmați cu boxe și câțiva copii scoși de la școală să încânte asistența. Și măcar asta le-a ieșit, că oamenii veniți din părțile locului s-au arătat încântați de ceea ce au auzit. Nici de cum de lipsa animalelor pe care le tot căutau, ca în bancurile cu copilul optimist, care a văzut o balegă și căuta cu înfrigurare poneiul adus de Moș Crăciun. Vă văd aici, sunteți la petrecere, cum vi se pare? Frumos! Da, trebuia să fie și târg! Păi da, dar văd că nu-i. A fost cumva cineva cu animale? Nu, că noi nu venirem de mult. Cum vi se pare petrecerea de aici? Ei, nu-i prea frumoasă, că nu avem nici animale, nici... numai formația asta e ceva frumos, dar... Nu trebuia să fie târg de animale? A trebuia, dar nu s-a anunțat, nu s-a pus afișe, numai așa din om ce s-a anunțat. Singurii prezenți au fost niște comercianți de mici, care au avut și mușterii, iar cei cu muzica populară se chinuiau din răsputeri să ceară aplauzele asistenței, puțină la număr pe câmpul întins la marginea jiețului. Nici cei din administrația locală nu au fost zeriți, iar singurul comerciant vindea niște berze din gips și o albă ca zăpada de grădină, însoțită de celebriei pitici, toți din gips, postați pe marginea șoselei. În rest, anunțatele produse tradiționale, producătorii autohtoni, ori vânzătorii de animale și păsări s-au lăsat așteptați. Nici măcar animale sălbatice nu am văzut, semn că și ele au fost gonite cu muzica târgului de 10 mai. Administrația însă mai are o șansă la toamnă, când va fi cea de-a doua ediție acestui an, în 27 septembrie, și poate îi anunță la timp și pe localnici și pe producători. După 10 ani de procese, în 8 mai 2017, ecologiștii de la Agent Green au obținut acordul celor de la Holz Industries Schweighofer de a nu mai exploata pădurile din mai multe zone virgine. Potrivit reprezentantului Agent Green, Gabriel Păun, firma austriacă a decis să facă studii pentru a-și evalua propriile păduri, pe care le deține chiar și în Valea Jiului înretezat, și acolo unde vor fi identificate păduri virgine, gvasi virgine și seculare, compania a decis să înceteze permanent orice lucrări silvice. Austria și dețin 14.666 de hectare de pădure în Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț și Suceava. Exploatările forestiere din ultimii ani din munții Retezat, Godeanu, Țarcu și Vâlcan au condus la dispariția ultimului peisaj forestier intact, din zona de climă temperată a Europei, se arată într-un comunicat al organizației Agent Green. Conform criteriilor științifice, un PFI măsoară cel puțin 50.000 de hectare de sălbăticie și are lățimea de cel puțin 10 km. În zona de climă temperată a Europei nu mai există niciunul. PFI Retezat măsura 101.000 hectare în anul 2006. De atunci el a fost sistematic ciopărțit. Nu înseamnă că Retezatul este complet distrus. Înseamnă că mai păstrează încă zone naturale valoroase, chiar și păduri virgine, dar că acestea nu mai au continuitate, fiind întrerupte de exploatări forestiere și construcții de infrastructură, spun cei de la Agent Green. Studiile pe care le va face firma austriacă vor arăta care sunt ariile ce ar urma protejate, păduri virgine, gvasi virgine și seculare, și de ele nu se vor mai atinge pentru a tăia copacii.